Salve și bine ați venit la un episod de Ark Survival Evolved pe barbă neagră! Ia uite că brand -o am aici! Fraților, episodul de astăzi o să fie un pic mai special, de fapt mult mai special decât toate celelalte, pentru că weekendul ăsta schimbăm harta, ne băgăm pe Ragnarok și vreau să vă arăt aici bazele mirobolante ale membrilor mei aici pe server. Și vă reamintesc, puteți juca și voi pe server cu orice membru pe care luați pe canalul Barbă Neagră. Începem aici de la baza muncitorilor. Ei au fost printre primii care au făcut baza și după aia au schimbat-o. Aici au început prima dată cu ceva mai rudimentar, dar după aia au dat-o pe opulență. Sunt foarte, foarte... Ei bine, muncitori! Deci oamenii și-au ales numele perfect, muncesc o grămadă și creativitatea lor este peste măsură. Aici... Ei sunt foarte aproape de baza mea și practic trăiesc într-o ciudă continuă. <laughs> Hai să începem de la seră, care și asta este peste măsură un pic, mai ales pentru că este făcută din jam uh, geam cu combinații de adobe. Pe astea trebuie să le găsești, așa că nu e foarte, foarte ușor, ceea ce este de apreciat, pentru că nu e atât de ușor de făcut. Și avem aici o eoliană sus, ce să mai, foarte miștoc, putem intra și înăuntru. Și înăuntru, din câte observ, uite, butoiul ăsta nici măcar nu știu care e, beer, beer barrel, ok, oamenii sunt pe alcoolice. Interesantus! Și avem aici intrarea asta și mai avem și pe partea asta încă două... Uh, porți, excelent, excelent deci de fiecare dată când vreau să mă inspir vin la băieții și de aici este absolut mirobolant. iar aici înainte avea o bază, după care văd că au schimbat-o cu asta modernă avem, uh, eu nu sunt fan al pietrei verzi, doar că într-adevăr sunt de acord, e altceva și-au profitat de mini râulețul ăsta de aici ca să facă și o piscină, ceea ce din nou s-a părut super mega creativ și o să vedeți mai încolo că ei postrează tematica asta și mai departe, pentru că da, într-adevăr mai avem și mai departe. Aici avem casa modernă, aici Întreaba unde se întreb, nu știu cum au făcut ferestrele astea, deci sunt... A, au pus, fii atent, au pus ferestre normale, după care au acoperit pe față cu de -asta de adobe bănuiesc, cu perete de adobe. Da, super mega creativ. Ia să intrăm înăuntru un pic pe aici. Văd Colea asta ar trebui să fie un lounge exterior. Și bineînțeles avem aici tricolorul pentru că oamenii sunt uh, tradițional din punctul ăsta de vedere și vor să se vadă acolo la sămânță, la substanță și am văzut că au foarte, foarte multe hărți. Uite, eu n-am reușit să fac o hartă de-asta, îmi mă place sus. Avem aici niște tobe și asta probabil e zona lor de relaxare, asta ar fi una dintre glume pentru că la cât construiesc băieții ăștia nu există zona de relaxare. Și aici avem un podium, aș putea spune, pentru păsărele. Nu știu exact dacă funcționează foarte bine asta, dar am văzut că l-au construit de prima dată, așa că mă gândesc eu că cumva, cumva aici funcționește ceva. Deci ei se urcă pe lateral și sus de aici doar și au zborul. Interesantă treaba asta, cred că o să fur ideea. Sus de tot aici avem doi barosani, like literalmente, dacă uităm la level 438 și avem aici un 180, dar nu asta este ideea, ideea este că avem practic ambele, no Combinate aici și foc și gheață. Asta este partea interesantă și dacă intrăm înăuntru avem tot așa cu etaj, u asta e risire ceva? Nu, no, a făcut oamenii e au tavan fals, fii atent. Ok, that's interesting. A, așa, și practic, când intră, asta e să vedem care este uh, etajul 0. Deci, aici o să intre. Uite, și deci, asta e ușă foarte, foarte interesantă. Eu nu cred că am ușe de asta. Asta e ușe tare rău de tot. După care, între buincioasele puse aici, bineînțeles, curent electric, frumos, tras. Văd că au ales să-l mascheze în ghilimele pe tavan, ceea ce e o opțiune foarte bună să nu -ți stea în, să nu strici designul, știi? Aici pe cine avem, ia să vedem, îl avem pe Dani, level 126 și știu că mai e și haos care doarme sus. Aici o cameră, ok. Și dacă urcăm sus aici, ia să vedem unde este camera, aici avem și câteva... Câteva mai multe trofee de fapt Deci ca să vedeți efortul oamenilor Și în partea asta îl avem pe house care doarme și bank bets. Sunt două bucăți de bank bets și aici probabil uh, nu au mai decorat că nu cred că mai conta să mai decorezi și pe aici. Văd de metal pereții ăștia care, uite, sunt cumva dublați. Asta nu prea înțeleg eu. Deci camera are decât un geam pe partea asta, dar dincolo de perete mai vine mai vine o zonă liberă la care nu ai cum să ajungi și asta e pur și simplu estetică din afară. E cum ar veni o casă într o casă. Foarte interesant, deci cred că le-a dat dureri de cap construcția asta. Asta este o construcție modernă. Dacă mergem mai departe, tot în curtea lor suntem aici, pentru că și-au îngrădit foarte, foarte mult să se asigure că nu, nu îi deranjează nimeni, dar oricum la cei dinozauri, uitați-vă și voi pe aici, deci e absolut nebuneală. Avem aici o construcție, o zonă, de fapt, construită toată din adobe, ceea ce a, asta mie mi se pare cel mai, cel mai dificil să construiești din adobe, pentru că trebuie să găsești rețeta la toate părțile astea de construcție, tavan, pereți, stâlpi și așa mai departe. Ia să vedem înăuntru cum e. Okay. nu știu care este rolul construcției ăsteia, dar mie îmi, aduce aminte și mă lovește așa cu o inspirație japoneză. Pe la ea am văzut uh, chestia asta așa, strategia asta de a plasa, hai să zic așa, o zonă, încapsulată, uh, encapsulată, îngrădită în interiorul căreia să pună și grădiniță. Aici nu avem grădiniță, se pare. Avem mai mulți dinozauri, dar, bă, ar merge o grădiniță pe aici. Nu știu exact arcul câte posibilități are în a face grădiniță, dar ești fain. Ia să vedem aici. Astea sunt aere condiționate. Probabil asta este o zonă de eclozare, din câte îmi dau seama, din moment ce avem atâtea aere de condiționat cu alea și, aia, și avem și o ușă mare, deci, de dinozauri. Clar, este o zonă de eclozare, după ce ai eclozat dinozaurul, să ai pe unde ieși. Bun, după care o zonă principală aici, a? sus nu cred că au decorat cu absolut nimic, doar au făcut casa, ok, deci s a fost un proiect mai mult așa de... Uh, de flex, știi? Bun, dacă ne în continuare, după ce oamenii au făcut toate lucrurile astea, s-au plictisit. Așa că au mărit curtea, nu știu de ce, după care au făcut acest pod imens, absolut imens, pe care l-au colorat în tricolor. Avem stâlpii ăștia care continuă până în apă, deci ca să vedeți așa amplitudinea proiectului, este absolut, e grandioasă ce să mai. Uh, nu știu exact câți oameni sunt, cred că sunt vreo șase în grup sau ceva de genul ăsta, sunt, sunt, sunt mulți, ok? Și uh, în jos, în apă, tot așa, stâlpii duc până pe fundul mării și sunt foarte, foarte mulți să ofere susținere la toată construcția asta imensă, care e un fel de fortăreață pe apă. Avem aici o combinație de pietră și metal și din nou s-au folosit oamenii de nu știu dacă e neapărat ocean, dar de Dunăre, hai zicem așa, s-au folosit de Dunăre pentru a da un punct central foarte frumos, adică apa. Avem aici pod și casa principală, bineînțeles, care este pozită de glorioși ăștia. Ia să vedem ce le văleau băieții aici, a? 337, 455... Și aici ce avem? Avem 470, e pe barul să ne ală ce să mai, plus mai multe artefacte de astea. Bun, și în interior ia să vedem ce, ce, ne rezervă. Asta e practic, ăsta cred că e un business room, știi? Adică dacă vrei să stai la de vorbă cu ei, practic te aduc aici ca să vezi opulența maximă. Foarte multe hărți și probabil aici se țin decizii despre extindere și ce planuri de construire vor avea pe viitor. Avem și zone de dormeală un pic pe aici pe acolo. Mi-e place foarte mult cum arată metalul, mai ales că este semiruginit și fiind pe apă, cumva îi dă un realism aparte. Așa, bun, se pare că și aici, uite, vezi, chestia asta nu o înțeleg eu și aș vrea să o înțeleg. De ce au podele și pereți, uneori dubli. E posibil să nu le placă foarte mult cum se îmbină lucrurile în arc și să nu se mulțumească cu asta și să facă pereți și tavan chiar dublu să mascheze. Ceea ce e din noi de super mega apreciat. E foarte interesant asta ca și putea să fur ideea și să iau cablurile și se aia și să o bag Într-un astfel de tavan fals Și astfel chiar nu le-ai mai vedea deloc Ia să vedem în continuare aici Avem scări frumos de metal Astea sunt foarte foarte scumpe Avem și aici un doc pentru Barca de metal Se pare un doc foarte mișto la care ajungi Ușor pe, pe scări Așa și ăsta este un croplot Da este un <laughs> Așa Nu știu ce cresc ei se pare că și-a făcut o mică grădiniță pe apă. Logic, aici toată zona este... Hai că nici nu mai trebuie să mai menționăm asta, este super mega protejată. Ăștia și mai e dracu ever. Așa că nu trece nici naiba de zona asta. Și practic avem aici o fortăreață. Uite, avem și... Asta e un fel de turetă, doar că e una organică care aruncă cu chestii, dacă te apropii prea tare. Bun, fraților, hai să trecem la următorii. Acum suntem la Barbaroșie în bază. Uh, un membru veteran pe canalul meu Și care dispune, în general, de puțin timp Dar se pare că aici A făcut extraordinar de multe Like, sunt puțin uimit de treaba asta Like, eu nici nu mă compar Cu progresul făcut de el Avem aici o casă Nu știu exact de unde a început el Pare ca asta să fie casa de început Dacă a avut omul timp Fii atent și de pod până jos Are și un pește, ești nebun? Este prima dată când văd la cineva asta. Citare. tare! Bun, deci avem aici o viloaie. Asta e ceva de snagov aici. A. Aute și tu. Și avem chiar și la barbaroșie colea Cu alea și a. Nice! Câteva uh, trofee luate chiar. Ce interesant. Ok, ok. Ia uite un drăcie de asta mică. Bulldog. Bulbdog. A, bulb de la ăla în cap. Ce tare! <laughs> Ce panoramă de dinozauruți! Așa, ce avem pe aici? Hai să vedem. Hai să-mi bag nasul. Avem volt. Oh, ok, avem lucruri prețioase, se pare. În regulă. Și omul se pare că doarme pe unde apucă. <laughs> Are și animăluț de companie. Hopa, stai așa că am intrat pe aici. Și cred că mă regăsesc în bucătărie cu alea, pentru că văd chemistriul, benciu, colea așa. Așa, un pic am înghesuit aici, deci bag eu de seamă că asta a fost prima lui casă pe care a făcut-o când s-a instalat în zona. De obicei așa tinzi. Wow. Timson! Așa timp să faci, știi, te instalezi într-o zonă și spui lucrurile după care o modifici, dar lucrurile rămân acolo unde le-ai pus pentru că e greu să muți lucrurile din inventar. Dacă ne mutăm la etaj, ia să vedem aici la etaj ce ne rezervă zona, avem o zonă de eclozare în partea asta, scări pe circulară și posibilitatea de a ieși afară un picuț pe uh, balconelul ăsta, unde avem logic afișate, Nu? Uh, mini obeliscurile astea, le-aș putea spune, trofeele. Avem aici o grămadă de dinozauri, tu ai, voi, da dar ai, rupt pe aici, ai rupt de rupt. Very nice, very nice. Ia să vedem ce le au, 311 și 379, holy shit. Și rând de, ia să vedem, 188, e cum si cum sa. 433, asta e pe simțire, de asta negru e prima când văd. 435 are și două. Uhuhu! Da, Și aici avem o zonă, cred că aici își, își ține el dinozaurii. Văd foarte mulți și cumva a făcut și zonă de închidere jos, dar și sus pentru zburătoare. În aripatele am putea spune. Așa, hai să vedem pe unde e intrarea oficială. Stai așa, deci putem intra pe mijloc. The fuck is this? Mantis. Călugăriță. Asta e, asta e nou pentru mine. Așa, nu știu exact unde se ui. Cred că pe acolo se intră oficial, că pe aici nu are cum. Aici avem Rex. Ok, ok. Și aici foarte multe animaluțe. În regulă. Văd că este... Că, cred că Barbaroșie e fan filme western, pentru că îi place foarte mult cu, cu animale și cu grajduri, de asemenea. Așa că putem spune aici că avem o fermă chiar de dinozauri. Aici avem teki techii. A, și, și peste aici, ia să vedem. A, ce inteligent a construit gardul. Făcându-l doar din porți, evident poate ieși pe unde vrea. Vezi cât de tare a făcut-o? Am să fur și ideea asta pentru viitor. Și aici avem un monstru de dino pe care începe să construiască o casă, se pare. Very nice! O să-i o să -i dea multe bătăi de cap transferarea, zic eu, a dinozaurilor pe cealaltă hartă. Bun! Cam așa arată și dacă mergem în jos, stai așa că nu a terminat încă. Avem aici, aici mai platforma, scări de piatră și colea, uite vezi ce frumos le face simetric, eu de asta sunt fucking uimit că există și o planificare atunci când băieții ăștia construiesc, eu, eu sunt mărmurit, vă spun sincer, ăsta este al doilea lucru preferat al meu un arc, pe lângă că îmi place foarte mult să construiesc eu, îmi place să mă duc pe la băieții ăștia să văd ce au mai făcut ei, așa, avem aici, ăștia sunt megalodoni, Me -no? da, megalodoni, ok, 430, are 3 la număr se pare. Jijmen sau ăsta și ăsta e tot Megalodon? Da. Ești nebun numai pe... Pua! că cât de repede merg și sub apă. Îi parchează ca niște submarine aici. Cu tot frumos acoperiș la umbră. Să nu se plângă animalul că nu, stă, că nu stă frumos. Aici probabil începe să facă... Aici nu știu ce e asta. Mi-e -mi pare că plutește. Asta cred că e o barcă. Asta e o cutie, barcă. Cred că așa prinde megalodonul. Mă gândesc. Cam asta ar fi logica. Foarte impresionant. Deci Barbaroșie fucking impresionant ce ai tu aici. Acum suntem la baza lui Minex, și uh, Minex, din câte știu, are mai multe baze pe, pe hartă, iar asta se pare că este una dintre ele. S-a folosit de un castel pe care îl avem aici a pe Valghero și asta vine cu harta. Deci pentru cine nu joacă, uh, castelul ăsta este făcut uh, direct din joc, să zic așa, și îl poți folosi ca și bază a ta. Avem și intrare pe aici și cumva se intră ușor dubios, se poate urca pe acolo pe scări și se pare că și-a pus pe aici le dinozauri. Ia să vedem pe aici, în asta nu avem nimica. Și am câțiva dinozauri pe aici. Sunt curios dacă dau și de celelalte baze ale lui Minex. Eu știu că el construia ceva mai mult. Deși și asta este o soluție, este de, să te folosești de ce îți dă jocul pentru a, <laughs> pentru a supraviețui, ce să mai, la nivel de trai ridicat fără prea mult efort. Ia uite! Și pe jos, pe aici, îmi se pare un pic dificil pe aici transportul pentru că trebuie să cobor mereu și să o iei tot timpul pe... Uite cum arată pe jos. Să iei tot timpul pe podul ăla, știi? Și e un pic dificil din punctul ăsta de vedere. Așa că deja intrăm pe sub hartă. <gântu -i> și cam așa arată Liu Castel. Puțin cam înghesuit dacă mă întreb pe mine. mai ales ținând cont că avem dinozauri de ăștia foarte mari, eu sunt obișnuit un pic cu spațiile ceva mai măricele, dar într-adevăr este zona de top. Următoarea echipă pe care o vizitez este formată din Smiley și Radu, care au construit pe aici și au construit și au construit și probabil încă construiesc. Deci aștept de ceva vreme să mi se încarce tot ce au ei pe aici pe ecran, pentru că sunt prea multe pur și simplu. Mi-a scăzut și FPS-ul chiar la cât de multe sunt. Îi se pare că au pus monopol pe o insulă, deci așa și-au găsit uh, o zonă mai protejată, au și un pod care duce uh, în afara insulei și dacă asta nu a fost unde ajuns, mai au și o zonă de pe lângă tot lor. Acum, hai să vedem cine rezervă insula, exceptând evident 1.001 de, de dinozauri, avem foarte mulți techie de ăștia din câte observ pe aici, cred că au un level foarte mare, ia să vedem. Și elever avem la băieți și ăștia 588 cum spuneam Oh my god Oh my god Ok, este un uh, level foarte, foarte imens de am <laughs> Ok A, Așa, cu siguranță au și nari poate foarte multe Și ia să observăm și noi lucrurile interesante aici Știu că asta este o capcană Eu folosesc pe asta, e, fel de, e o barcă de fapt Eu folosesc ca și capcană pentru Rex, mă gândesc au aici și o zonă de relaxare, se pare. <laughs> Ce tare și-au făcut din și de ăștia de triunghi uh, la un unghi puși. Ok, avem cablu care trece de unde? De la eoliană. Așa. Ok, și unde duce? Avem aici cablu care trece prin seră. Se pare că de data asta băieții au optat pentru o altfel de seră. Nu pătrată, ci mai mult, uh, nici nu cred că e octagonală, cred că e duplexogonală, are foarte multe laturi, atât zic. Și cred că s-au încurcat un picuț la acoperiș, sau poate așa au vrut să fie. Ok. Interesant. Și înăuntru, nu știu exact ce avem aici, large plot, ok. Major berries. Aia a fost. Ajută și cu viața și de asemenea și cu îmblânzirea animalelor pasive. Așa, bun. În continuare, dar de unde trec ei de aici, de exemplu? pe unde o iau ei. Sunt foarte curios de treaba asta. Bun, deci sunt înăuntru și o ieșire este pe aici. Și dacă mă duc prin spate aici, nu ajung nicăieri. Iar dacă mă duc pe partea asta, nu ajung nicăieri. Așa că clar intrarea nu este pe acolo. Mai pot ieși și pe aici. A, ah, și vin pe pietre. Deschid ușa asta. Asta e o ușă dublă pe care au pus-o și sus și jos. Am mai văzut treaba asta. Double door. Asta e interesantă. Așa, bun. În continuare, iau -te aici pe toși ăștia. Jesus! Vai rani mari! Foarte, foarte mulți. Deci nu stăm aici cu... Uh, uh, cu Smiley și Radu, pentru că ei au luat practic jumătate de server la animale. Uite ce culoare sunt ăștia! Și că brazilieni! De însan! Și aici avem, uh, se pare, un alt stil de construială. Unul ceva mai... Uh... Hai să zicem rustic, nu neapărat rural, ci ceva mai rustic, ceva mai medieval, ceva mai viking style, mai ales cu capul de dragon acolo, T-Rex supus la intrare. Deci alegerea asta de piatră jos și lemn sus, cu gândul la viking și mă duce pe mine. Sus, ia să vedem ce avem, au ales să facă un acoperiș roșu, au colorat piatra, în regulă. Aici nu știu ce incantații fac oamenii, probabil pentru cuiburile astea. Uh! Ce -o fi? Nu știu exact cum vopsesc, dar uite că au vopsit aici o grămadă de uh, seife din câte observ și înăuntru... Aici au toate întrebuincioasele, ok, deci tot ce au ei nevoie au plasat aici înăuntru, bun. Eu merg foarte repede, uh, am un mod, că, mod, de fapt o comandă care permite să merg foarte repede și de asta mă deplasez. Uh, 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 uh. Nu e like, ci pur și simplu așa mă deplasez eu. Uh, nu știu exact pe unde se urcă sus, dar uite, putem, cred că pe afară se urcă și se pare că etajul 2 l-au păstrat pentru uh, trofee. Deci avem trofei și animăluțe mici pe care le-au adunat. Asta este etajul 2. Bă, o casă foarte terestrânsă. Se pare că ei au optat pentru un alt fel de stil și anume să-și facă treaba în curte decât să, să construiesc o casă mare și să-și umple camerele cu diferite chestii. Aici cu siguranță avem forge -ul. Da, asta este forge de metal și aici încă un save se pare. Îmi place camera asta. Îi dă un aspect frumos. E interesantă cu ieșiri și intrări pe laterale plus partea asta semirotundă pe aici. Asta, asta, asta e interesantă. Fine. Bun, în continuare, până ne apucă noaptea, stai aici că avem o zonă de relaxare aici. Era să nu o văd pe asta. Ce scrie aici? hai să vedem. Interzis pescuitul pentru persoanele neautorizate și cu lumini, frumos, stare. Și aici avem zona de pescuială și, bineînțeles, de relaxare. Ce creativitate, Jesus! Bun, în continuare, dincolo, avem aici... Wow, ce tare arată asta. Deci e disco. E tech quetzal disco-like. Mam ma avem 2 giga acolo și avem și casa zburătoare pe partea asta. Asta am tot văzut-o. Așa, și mai avem aici, se pare, este așa să o vedem, este o casă suspendată, din adică câte observ, pe câțiva suporti. A, ah, cred că e întâi suportul circular făcut, ok, după care se construiește pe deasupra. Foarte interesant, asta este lift? Nu. Lift n-am văzut până acum la nimeni, deci atât de întrebuincios e. Și casa asta cam așa arată, tot așa cu acoperiș roșu frumos, un fel de viking style, doar că un pic mai modern, tot așa cu craniile astea laterale, așa mi inspiră mie. Avem un tavan fals și camera principală se pare că este goală, e un fel de arenă, nu no idee. Cine știe ce incantații fac ei aici? Ah, uite, avem și posibilitatea de a urca la etajul 2. Ok, that's interesting. Acoperișul îmi place foarte mult. Interesant. Foarte, uh, foarte mișto culoarea. Asta, asta trebuie să învăț și eu să fac. Bun, mai departe aici avem din nou dinozauri. Deci pe la băieții ăștia, pe oriunde te duci, sunt dinozauri de toate feluritele. Uite, avem și mamuți. Hai să schimbăm un pic gama. Avem amuți, avem de toate. Așa se pare că nu sunt opriți și le-a acaparat atenția alți dinozauri. După care avem și pe partea asta, pe băiatul ăsta foarte nesimțit așa. Foarte mare, ce le vă a 204. Ok, rock elemental. Ok, that's interesting. Și, și au pus și au dispus de fapt strategic pe peste tot, practic să fie protejați indiferent de ce se poate întâmpla. Multă, multă, multă muncă. Asta este baza lui Călin, care e puțin ciudată, adică... Hai să vă explic. <laughs> În primul rând, a pus aici monopol pe o insulă, dar nu pe toată, ci cam pe jumătate din ea. Mă întreb oare de ce nu pe toată? Și avem și niște garduri, deși dacă ar fi îngrădit toată insula, mă gândesc că nu ar fi trebuit să aibă garduri. Avem aici niște dino băgați. Ia să vedem dacă e ceva pe aici. O construcție. O să intrăm pe ghost mode. Și înăuntru avem o zonă de eclozare, în regulă. Și câteva zone, ok, pe aici, pentru de alegurii, să zic așa. Dulapuri și alte lucruri, da? După care, dinozaurii ăștia pe aici înșirați. Gardul e dubios făcut dublu uneori micuț. Cred că e în construcție, mă gândesc eu. După care avem zona asta în care sunt ținuți cei mici, ok, pentru level up la XP-ul dinozaurilor. După care avem poartă deschisă și după aici altă poartă deschisă care duce către altă curte după care iar prin poartă care duce bănuiesc la casa principală. Știi, de asta zic că e, nu prea înțeleg. Sunt multe garduri, probabil. Probabil a avut probleme cu foarte mulți pe aici. Din câte observ, dar are și protecție foarte faină. Plantele astea sunt geniale, sunt geniale. Și aici avem o căbănuță foarte frumoasă de altfel. Cred că e ceva pentru pescuială și relaxare. Da. <laughs> și câțiva dodo pe aici, cât de ce nu. Foarte tare. Aici ce avem? Asta este bărcuța. Ok, asta este o bărcuță custom făcută, se pare. Foarte impresionant. Așa, și aici avem... Stai așa, că asta mai a atras atenția. Asta este cu siguranță casa principală. U uh, avem un dinozaur care stă pur și simplu pe ghimpi. În regulă. Cred că... Cred că Călina a avut probleme mari cu dinozaurii, că văd foarte multe strategii de protecție, de la garduri triple, la foarte multe plante de astea. Cred că și dinozaurii au plasat tot așa cu logică. Bun, aici o să dăm o gamă de 3 pentru a vedea în interior și se pare că porțile deschise sunt o tematică pe aici. Ok, deci avem lucrurile pe aici. Zăcor acolo sus și sus. Ia să vedem ce avem la etajul 2. Avem ceva? Sus aici avem Industrial forge și curentul care duce Uh, de fapt vine, cred eu, Dila la eoliană ceva, nu? Deci vine pe aici. Nu, ca asta dă încolo. Mai e vreo eolian? Ah, da, e asta, e asta. Ok, ok, uite și cablurile care vin pe aici, pe jos. Ok, Călin se pare că nu a depus eforturi mari în a ascunde cablurile. Uh, și cred că și pentru dinozauri e dubios când vin pe aici, gen... Ok, pe unde intru? Zici că e intrare, dar de fapt e o curte mică care după aia duce în alta mare, care după aia, știi, ceva de genul ăsta. Aici se pare că și-a făcut o zonă, cred că asta este cea mai folosită zonă de el, că este și zona în care doarme și avem toate astea vopsite. Asta îmi place foarte mult când văd lucrurile astea vopsite, pentru că cumva te scoate din plictisele aia de maroniu, culoarea lemnului, aici în arc. Așa, în construcția de lângă, cred că asta este o casă, a, ah, uite, primul lift! Acum văd primul lift. Asta este un lift, elevator. Și se pare că și-a făcut platformă mare, foarte mișto. Și aici platforma de urcat. Wow! Asta e interesant. E prima dată când văla la cineva un lift. Asta îmi place mult. Și probabil că asta este în construcție sau este pentru Dino, fiind foarte înaltă. Una din două, nu știu sigur. Pentru că, uite, observ că avem niște argentavis pe aici și un teranodon și sus nu a venit. Deci probabil ceva pentru, pentru animăluțe, mă gândesc. Bă, un efort foarte, foarte mare, multe construcții și cred că, cred că sunt majoritatea în construcții, gen nu sunt terminate completă, dovadă și aspectele astea, știi? Adică multe sunt făcute așa, gen în fugă, gen... Hai că o completez eu după aia, dar stai așa că mai trebuie un gard aici, știi, pe sistemul ăsta. Bun, bun, hai să trecem la următorii. Asta este baza lui Laxt. El construiește foarte frumos. E tot așa în apropiere de muncitori, în apropiere de mine oarecum pe acolo. Și avem uh, prima casă care mie mi-a atras atenția de prima dată când am văzut-o. A fost asta care mi se pare. Mă, deși are un design relativ simplu, uh, băi, un design foarte mișto. Și tot așa mă duce cu gândul la o cabană de aia așa, de munte, de om înstărit, știi? Și probabil pe aici intrăm. Avem o masă pe interior aici cina cea de taină și un spațiu foarte mare. Uimitor că nu avem pe aici nimic altceva, deci probabil nu asta este casa principală. Aici omul doarme, așa, nu o să-l deranjăm. și aici se pare că avem un depozit. Ok, ok. Și avem, ce îmi place mie foarte mult, sunt părțile astea, uite astea, uh, sunt laterale, cred că sunt laterale, de geam pe semicurbo, așa, știi? Și probabil ca să ai văzut așa din față, dar cel mai frumos mi se pare când o privești de aici. Combinația asta de lemn și cu piloni ăștia, uh, ce să mai, e foarte, foarte mișto, că nu tot timpul a avut-o vopsită așa, acum văd că a vopsit-o, uh, și e, ce să mai, arată total diferit față de cum mi amintesc eu ultima dată. Bun, aici avem și o seră. Uop, asta este o seră, una, două, trei, patru, cinci, șase. Ehe hexagonală. Hexagonală, seră hexagonală sau nu e seră că văd industrial forge pe mijloc. Mamă, ce tare ideea, fii atent. Stai așa să dăm gama pe 4 să vedem mai bine. Deci, intrarea oficială. După care ai în față Industrial Forge și loc pe lângă de depozitare foarte mult. E un fel de depozit hexagonal și totodată foarte mega practic, având aici o grămadă de lucruri. Ok, e foarte mișto de reținut treaba asta. Și la etajul 2 aici poți să faci din nou alte spații de depozitare dacă, dori, dacă dorești. Industria Forge-ul ăsta fiind foarte înalt. Foarte mișto ideea asta. Am să o fur și pe asta. Așa, aici se pare că avem o hală ușor exterioară pentru animăluțe. Ok, avem grajduri pentru cele mici, se pare, și colorate. Avem color-coded, știi, gen uh, codate cu culori ca să știi pe unde să te duci. Și aici e una... Pua, bă, pe asta e o hală imensă, bro. ma, păi dacă a intrat și Rexo aici, deci e o hală... fa Gigantică! A, și, așa, și în față, aici se pare că avem și o platformă pentru înaripoate. Uh, pe unde intre la platformă? Aha! Uite al doilea lift pe care îl văd. Asta este un lift de metal, pare ceva mai uh, amplu, puțin el. Și uh, urcă sus foarte tare. Ca asta face liftul, urcă sus. <laughs> Altă posibilitate de a urca în afară de lift. Ia să vedem. Nu pe spate pe aici în niciun caz. Foarte mișto că a pus platforma asta cu naripatele. Uh, deși logic ar fi să fie orientate invers, dar bănuiesc că nu contează asta foarte mult. Fix pe marginea propost este ea, uh, știi, pe marginea stâncii care dă în văzduh aici. Și în partea stângă, unde vedeți acolo luna, sunt resurse foarte multe și de metal și de cristale. Zona lui e foarte bine aleasă aici. E miștoacă, miștoacă din punctul ăsta de vedere al resurselor. Aici avem țevile. Coboară până jos, nu? Da, coboară până jos aici până la apă. Mamă, mamă, <laughs> ce nebuneală ca să ia apă. Holy shit, ok. Duc pe aici, fix pe... Uh, ce e asta? Asta e din nou o construcție interesantă, dar nu știu ce e. e o lumina aici, ok. Și înăuntru, pe lângă că e foarte luminos, uh, o masă cu... de-astea uh, de, de fac paste, în regulă, frigidere, deci probabil asta e zona de haleală. Uite, apa aici, probabil de aici se încarcă el cu apă. În regulă. Astea sunt cucăre, deci aici apare a fi o bucătărie, uite și grillul în partea asta. Ok, interesant. Deci avem o construcție separată, doar pentru merinde. Mișto ideea. Uh, nu văd nimic de seră, de se pare că lax... A, ah, ba da, uite aici, în dreapta asta, așa. Avem aici sera, avem una mare și una mai mică. Ok, hai să intrăm în asta hexagonală mare. O să dăm gama pe 5 pentru că aici nu observ lumină. Ce creștin aici? Avem... Uh... Citronal seed, ok, avem portocale ceva mă gândesc pe aici. Avem porumb. Băi, asta este prima seră pe care o văd mai uh, diversă și mai amplă totodată. Uh, și de asemenea este prima dată când văd puse ploturile astea unul deasupra celuilalt. Nu știam că merge să pui unul deasupra celuilalt așa. Foarte tare. Și de asemenea nu văd cum sunt udate, poate nu sunt udate. Ia stai să vedem. Fertilized. 4, 599 din 600, Ba da irrigată treaba Ah, pe jos Deci nu trebuie neapărat să fie pe sus Vezi deci țevile de irrigație sunt puse și ascunse în podeaua falsă Impresionant Îmi place de mor treaba asta, e din nou ceva ce am să ciordesc ca și idee Pentru noua mea bază pe Rana Aici avem cărăbuși, ok Nu știu ce fac cărăbușii Por Scheman ce face cărăbușul? Avem noi cărăbuși aici, ceva ceva planifică el cu cărăbușii ăștia, <laughs> foarte tare, Do deci asta cu sera, impresionant, aici probabil avem uh, o capcană, capcana de obicei arată așa, nu cred că arată, da, nu cred că o construcție, asta cu siguranță e o capcană și fraților, aici o să ne oprim noi cu showcase-ul, mai avem mai multe baze construite pe, pe hartă, dar nu mai am eu timp în video, așa că vă aștept weekendul ăsta și sâmbătă și duminică vom face live-uri cu ARC pe noua hartă. Sper că v-a plăcut și uh, apreciem foarte mult efortul băieților pentru că au... Uh, da dovadă și de creativitate și de extraordinar de mult efort. Gândiți-vă cât de greu e să iei și dinozaurește, dar și atât de multe resurse. Eu unul sunt uh, lăsat perplex din punctul ăsta de vedere. Până data viitoare, v-am salutat! Pa, pa!